Mergem către Franța. Dr. Diana Dumitrache, medic specialist recuperare medicală, competență în apifitoterapie și meditație în sănătate. Bună seara și bine ați venit la Un Doctor pentru Dumneavoastră. Bună seara. Și vă întreb, care este recuperarea după artroplastie? După artroplastie în Franța, la două zile chiar post-operator, noi primim pacienții și avem grijă în special de infecții, cum spunea domnul doctor mai înainte, pentru evitarea infecțiilor, cicatricea în primul rând și apoi încet, încet reducerea durerii cu crioterapie, masaje, termoterapie, electroterapie și apoi recuperarea efectivă cu kinetoterapeutul care întărește musculatura. Am înțeles. Și vă întreb, practic este foarte important, asta spunea și domnul doctor, obținerea unei greutăți sănătoase. Starea de bine se învață, asta e și tema noastră. Și da, vă întreb, dieta în artroză, practic kilogramele în plus, sunt foarte nocive asupra articulațiilor și ne spuneați dumneavoastră că e foarte important felul în care mâncăm, că ne influențează psihologic. Vă rog, vă las pe dumneavoastră. Da, deci este foarte importantă greutatea, mai ales în evitarea problemelor, durerilor cauzate de artroză. Deci noi putem avea artroză, așa cum spunea domnul doctor mai devreme, dar nu trebuie neapărat intervenit prin operații. Pentru că o artroză poate fi de la 40 de ani chiar descoperită pe radiografii, dar atâta timp cât nu ne creează o durere sau o durere chiar cronică care necesită o intervenție chirurgicală, ea poate fi silențioasă. Dacă apar dureri din când în când, bineînțeles că trebuie să se facă recuperare într-un centru de recuperare unde masajul, electroterapia, termoterapia, toate aceste lucruri la un loc ajută, inclusiv dieta, cum spuneam. Deci mâncarea este foarte importantă, ceea ce mâncăm. Gândiți-vă că fructele, când mergem la spital, nu ducem unui pacient mâncare care este greu digerabilă, ducem fructe. De ce? Pentru că tot ceea ce introducem influențează și starea psihologică. Vom fi mai letargici și vom dormi mai mult. Totul este influențat de ceea ce introducem în sistemul nostru. Avem energie mai multă când stomacul este gol și suntem mai dinamici. Dar trebuie să avem să fim atenți și cu fructele acestea, de unde le cumpărăm. Știți că acum sunt chimicale introduse peste tot și să fie cât mai naturale. Exact cum sună și tema noastră, starea de bine se învață. Știu că lucrați cu pacienți cu probleme mari de sănătate, pacienți care au trecut și prin aceste intervenții chirurgicale și vă întreb, cum ne relaxăm? Cum facem să zâmbim mai mult? Cum se învață starea de bine? Am pacienți, în Franța recuperarea se face timp de o lună de zile într-o clinică de recuperare. Apoi, următoarele două luni, în privat, la un kinetoterapeut în liberal, în exterior. Timp de o lună de zile, pacientul, un postoperator, vine la noi. El este dureros, are stări diferite, chiar și emoționale, datorită unor altor probleme care se pot întâmpla în același timp la domiciliu. Am avut, de exemplu, o pacientă care i-a murit mama la două zile post-intervențional și a avut o stare emoțională foarte dificilă. Și atunci eu, datorită acestei competențe pe care am făcut-o cu meditația, îi invit în birou și îi fac un pic conștienți asupra faptului că ceea ce se întâmplă este temporar, că ceea ce sunt anumite situații care sunt inevitabile și care sunt dificil de acceptat în momentul acela, e adevărat. Dar numai faptul că îi fac puțin conștienți de ceea ce gândesc, de durerea emoțională și le pun o muzică meditativă, îi face să simtă altfel durerea, și fizică și emoțională. După 20 de minute,
toți pacienții, după 20 de minute când ies de la mine din birou datorită acestei tehnici, îmi spun că parcă nu mă mai doare, doamna doctor. Deci durerea, cel puțin în acele 20 de minute, datorită faptului că atenția lor nu mai este atât pe durere fizică sau emoțională, totul se schimbă. Bineînțeles că durerea există, dar ea este numai la nivelul piciorului, să spunem. Adică nu mai este în minte așa la aceeași intensitate cum era înainte. Pe tehnica asta s-a bazat și John Kabat-Zinn, care a făcut inițial în America tehnica Mindfulness, Based Stress Reduction, care e foarte cunoscută și aplicată în spitalele din America din anii 80 chiar. Și această tehnică de meditație, să spun, mindfulness, în care practic ești atent la gândurile tale și devii mai mult ca un observator, ajută foarte mult. Tehnica constă în 5 minute în care stai și încerci să fii observator al gândurilor tale. Vezi ce vine în minte și îl lași să treacă, fără să reziști acelui gând. Și conștientizează când te prinde mai mult decât trebuie. Și atunci, doar conștientizând, fără să-i reziști gândului, acesta va pleca. Bineînțeles că va veni altul și altul, dar simplu fapt că devii observator al acestor gânduri, spre sfârșit vei vedea că intensitatea ideii sau sferinței, care era acum 5 minute, scade. Și nu-i mai dai tu aceeași importanță pe care o credeai extraordinar de puternică și de intensă inițial. Mulți pacienți care au dureri postoperator cu proteze de genunchi, exemplu dinainte, vin datorită unor tratamente care sunt un eșec. Noi le dăm, în Franța se dă și morfină, destul de mult chiar, ceea ce nu prea am văzut în spitalele din România. În postoperator, destul de mult se folosește morfina, dar chiar cu doze mari de morfină, aceștia tot au dureri foarte mari în primele săptămâni postoperator, care, bineînțeles, în timp începe să scadă, dar în momentul acela, când el este într-o durere mare, chiar cu antalgice, nu găsesc medicii generaliști cu care lucrez, nu găsesc o soluție și atunci îmi trimit mie acești pacienți. Îi invit la mine în birou de 2-3 ori pe săptămână, le mai trimit apoi pe WhatsApp înregistrări cu meditații pe care le-am învățat la Montpellier, la această competență pe care am făcut-o cu profesori acolo, și îi rog ca seara, înainte de a se culca, să asculte aceste înregistrări. Eficiența este foarte mare, nici nu vă puteți imagina după câteva zile cum starea lor generală psihică se schimbă, pofta de viață revine, au altă interacțiune cu membrii echipei, cu kinetoterapeuții, cu cei care se ocupă de ei zilnic, dar le spun că asta trebuie să devină un mod de viață apoi, adică nu trebuie să lași un gând să te prindă, pentru că va face ce va vrea el cu tine. Este ideea de a trăi conștient și de a fi conștient că fiecare moment al vieții, apoi când trăiești așa, devine o explorare. Nu mai poți să mai... vei vedea alte posibilități. Te vei întâlni cu alte situații care îți creează entuziasm. Și nu mai poți fi în acea stare de suferință. Bine, suferința vine oricând. Sunt situații în viață când apare, dar importanța pe care o dăm nu mai este aceeași prin această tehnică. Aș vrea pe final un mesaj pentru românii de pretutindeni. Vreau să vă și mulțumesc, să vă mulțumim pentru toate fotografiile pe care ni le-ați dat și au rulat pe ecran în tot acest timp. Sunt foarte frumoase. Un mesaj în care, eu știu, să cuprindeți și cât de mult înseamnă socializarea cu prietenii și familia, reîntoarcerea la natură și cum vă relaxați dumneavoastră. Foarte pe scurt, vă rog. Deci, eu vin de la servici după ce am văzut pacienții, fac o curățare energetică printr-un duș. Dacă nu sunt undeva lângă mare, fac o baie în mare sau într-un râu, ar fi și mai bine. Dezbrăcarea de hainele pe care le-ai purtat în momentul respectiv, te îmbraci cu alte haine,
Apoi, dacă poți să ieși în natură, conexiunea cu natura, expunerea un pic la soare, cel puțin 10 minute pe zi, cauți locuri cu energie înaltă, cum sunt pădurile, râurile, lacurile. Gândindu-ne că suntem 72% apă și știind experimentul cu memoria apei a lui Masaru Emoto, ne gândim că ceea ce bem iarăși este important, apa pe care o bem să nu fie direct de la robinet, să nu fie foarte rece, să o ținem dinainte într-un vas de lut, dacă putem, sau de cupru, pentru că sunt studii care arată că apa este îmbunătățită, calitatea ei este îmbunătățită în astfel de recipiente. Și apoi să mâncăm iarăși ceea ce trebuie, astfel încât să nu avem o stare letargică apoi, foarte mâncăruri foarte grele. Cam asta fac, ascult muzică meditativă sau care mă relaxează, citesc cărți care mă învață cum să trăiesc mai frumos și nu orice tip de literatură care există pe piață. Iar așa un gând pentru... și mă întâlnesc cu prieteni cu care evit să pun accentul pe problemele mele, pentru că dacă mă întâlnesc cu oameni cu care discut aceleași probleme și el are și el aceleași probleme, acele probleme se vor intensifica și vom pleca amândoi acasă mai triști decât când ne-am întâlnit. Încercăm să vorbim, ne spunem problemele, însă găsim mereu partea pozitivă la sfârșit. Și tragem o concluzie ce ar trebui să facem mai departe să îmbunătățim treaba respectivă. Vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste frumoase vorbe pe care ni le-ați spus. Vă așteptăm la un moment dat și la noi în platou, la un doctor pentru dumneavoastră. Sigur.